Domnul Leonard Strizu, stă la rezoluție pentru întrebări. Zi, Paulică, că ne cunoaștem de puțin timp. Meci, dacă a fost mai greu începutul decât credeți? Vă a venit cum da, echipa se pare că a dat un semn de oboseală, dar fantastici au fost Olaru și Radunovic, care e peste așteptările mele, ce pot să vezi la câtă putere și câtă voință și câtă, nu știu dacă are plămâni în siguranță, e enorm cât a putut să alerge, cât au putut să alerge acești doi jucători. Echipa, într-adevăr, a intrat mai greu în ritm, dar până la urmă s-a terminat foarte bine și foarte frumos. A fost o schimbare benefică în care și aici și la Botoșani în Giuma a intrat cea de acolo. Haideți să mai lămurim încă o dată. Pintili decide 100% despre echipă. Așa că nu știu dacă mai are rost ca să vă întrebați dacă m-am sfătuit sau nu m-am sfătuit. Pintili decide 100% soarta, de fapt, programul de pregătire al FCSB-ului. Coman gol, Tarasovescu gol, șut, două goluri. Este un lucru îmbucurător. Am spus că și la conferința de înaintea jocului, fiecare compartiment are marcator. E un lucru bun pentru echipa noastră. Vin următoarele meciuri grele în care cred că acest apetit de gol ne va ajuta foarte mult să obținem victorii. Ați ajuns ca la din urmă, cred că ai venit și la colaboraj. Da. Avem meciul de cupă, Botoșani, până în meciul cu Chindia. Veți trimite jucătorii mai puține minute, nu știu, va fi o selecționată de tineri și foarte tineri la meciul de cupă din Botoșani, în care această selecționată cuprinde cei mai buni jucători de la grupa de elită, în special. Ați avut ocazia să-i cunoașteți pe acești jucători, să-i mai vedeți la meciul? Da, îi urmărim, îi ținem sub observație, au jucat și la mine, la divizia C. Vom face un lot, eu spun, valoros. Acum vedem ce înseamnă seniori. Ei deocamdată sunt undeva la o vârstă de 16-17 ani. Trebuie să ținem cont că avem jucători și născuți în 2007. Cum? Eu spun că Coman a rămas același jucător, dar poate ușor va redeveni jucătorul de care FCSB are nevoie și a avut întotdeauna nevoie. Ok? Mulțumim, o seară bună!